Hai, salut băi frățiorii și surorile mele și bine v-am regăsit la un nou minunat vlog. Eu sunt Sebi Crișan și astăzi, băi frățiorii mei, după cum știți sau nu știți, Mădălin a venit în Arad și m-am gândit eu, bă, hai să mă furișez și la Mădălin în casă, că deja cred că asta devine o serie, bă, cred că o să fac o serie cum mă furișez la oameni în casă fără să știe. Și să vedem cum este la Mădălin, băi, să cercetăm și noi spațiul. Am văzut că mi-a plăcut foarte, foarte mult videoclipul când m-am furișat în casă la Pain. Am făcut undeva la aproape 30.000 de like-uri. Așa că am zis că dacă tot a venit și Mădălin aici în Arad, hai bă să facem și partea a doua cu Mădălin, să mergem la el, să ne furișăm, să vedem ce și cum. Dar înainte să înceapă acest videoclip, dacă ești nou, nu uita să te abonezi. Dacă nu ești nou, nu uita să dai acolo un pum butonașului de like, să strângem cât mai multe like-uri, un follow pe Instagram, la Sebi Crișan și hai băi să-i trecem la treabă. Nu știu cine o fi pe acasă la Mădălin, poate o fi el, soră sau Vanessa, maică sau taică sau nu știu, dar vedem cine o să ne prindă, dacă o să ne prindă cineva, ce putem fura, bineînțeles. Numesc, hai să-i dăm drumul la treabă. Bun, băi frățiorii mei, după un drum de jumate de oră, cam așa am ajuns în sfârșit la Siria. Am parcat un pic mai în față să nu ne vadă nimeni mașina, dar nu știu dacă e cineva acasă sau nu, dar ca să fim siguri am parcat mai în față. Acum hai să vedem până unde reușim să mergem. Bă, deci se pare că... Nu, nu mai lătra. Bă, dacă ne dă din nou un câine de gol, bă, nu se poate așa ceva. Bă, am uitat că și Mădălin are câine. Bă, dar nu mai lătra, te rog, eu nu fi ca Bolt. Bolt măcar m-a dat în gât, dar măcar nu o lătrat. Sau o lătrat, nu mai știu. Te rog, nu mai lătra. Bun, băi, frățiorii mei, deci se pare că Mădălin este acasă. Ar trebui să stau așa un pic mai ascuns. Nu se ce după un scandal. Ușa deschisă, da. Bă, nici bine n-am intrat și deja era să mă vadă. Bă, deci dacă aș putea să găsesc cheile de la Mustang pe undeva, dar nu cred, cred că e misiune imposibilă asta. Să intru în Mustang, ar fi ceva. Oare deschis? Nu cred că e deschis. Mă rog, evident că e închis. Nu știu de ce credeam că e deschis. Nu știu, parcă aveam o mică speranță că e ușa deschisă. Bă, dar nu poți să intru în casă, bă, frate, ești nebun. Te calmează-te. Deci mă, da, a ieșit pe acolo pe undeva. Bă, dar nu știu unde să mă duc. Mamă, ce bate, mai ești prost. Păi, cam cringe dacă o să mă prind așa. Frățiorii mei, am ajuns sus. Cred că aici e camera Mădălin de unde a ieșit. Deci dacă a ieșit de aici, înseamnă că s-a dus. Cred că e în bucătărie. Să mergem așa ușor. Oare podul ăsta unde duce?
spun de ce am intrat în camera lui Mădălin. Sper să nu vină în cameră. Sper. Singura casă. Oare ce pot să fac în casa lui Mădălin Șerban? Singur. Am dus să explorez curtea. Wow. Ce curte frumoasă să moară băieții mei. Am fost prins, bă, am rămas aici, n-am avut unde să mă ascund, am fugit. Bă, ești prost. Ce faci, mă, ce ești? Ce ai complotat, mă? Cu nimeni. Ești la tine în casă de vreo jumătate de oră. Am crezut că ai plecat. Ce faci, vlog? Salutăm vlogul lui Sebi, idiotul. Incredibil ești, să-mi bag piciorul. Și mă gândeam, după ce am văzut vlogul cu Pain, oare îmi face și mie de nască, am uitat. Bă, am crezut că ai plecat. Și de-aia am venit aici să explorez curtea. Nu m-am dus să ascult piesa următoarea pe care o scot. Aaa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 a
Cu ceva. Conduci? Cu ce ai venit? Cu mașina am venit. Ce mașină?
Mașina mea nouă. Vrei să ți-o prezint? Da, mă, hai să văd. Băi, și oricum n-ai auzit că mă lătrag? Nu. Dar n-am auzit, băi, idiot, că tot loc nu lătrag, dar n-ai bă, știu ce cum. Am fost la tine în cameră, am fost la tine în baie și tu erai în cameră. Bă, dar eu gen... Clas. Clas. Bunicu, te-ai văzut ceva cu cineva? Nu, nu am văzut nimeni, dar v-am filmat pe toți. Mă rog, și-o fi. Ok, credeam că o să reacționez mai urât. Să mă scoți afară în șuturi. De ce să-i scot afară în șuturi? În pâine, să pâine, mi-a spus și tu surpriză. Dar de unde știu cum surpriză, surpriză. Cu cine e complotat, mă? Nimeni. Zi-mă cu cine e complotat, să știu pe cine e. Cu Snowy. Da. Bravo, bravo, tati. Mă gândeam să-ți fur chestii, dar am zis că după aia na. Puteai să-mi fur mașina, lejer. N-ai văzut că era cheia în cameră. Era cheia în cameră? Păi după aia am fost. Da? Oh, mai. Uite-le. Bravo, Snowy. Stai jos. Uite, bombonica, cum se poate. Te-ai dus la 15.000 de kilometri. Am dus ceva. Faină mașină. Hai să dăm o tură, de cheile. Vezi să da. Așa. Manuală? Da. Viața mea. Ești nebun la cap. Bă, dar tu așa stai la volan? Da. De ce? Păi eu nu sunt așa mărăc ca tine, Mădălin. Univers? Trebuie să dai încolo așa. Tol, băi. Să vedem că mașina de bombardier, că trebuie să te atragi de aia. De când ai mai condus manuală? Da, n-am mai condus de ceva timp, dar îți dai seama, condusul nu se uită niciodată. Păi, e adevărat. Dosti dau în curbă, ascultă aici. Bă, dar merge bine, mâncați așa. Păi are 177 de cai.